Bună seara, ce faceți? Bună seara, bună seara, bine. Veniți și noi la petrecere, stai puțin ca să nu-mi intre tocurile în pământ, să mă țin bine. Mai aveți timp de petreceri, că am înțeles că pregătirile de nuntă sunt întoi. Da, așa printre picături, na, acum da, ne pregătim și pentru nuntă, dar în principiu mai avem timp și de puțină relaxare. Cum e Robert? E bine, deocamdată suntem relaxați. E o mireasă, e așa gen Brazila? Sunt eu așa stresată? Ba, din contră. Nu, noi suntem obișnuiți cumva și cu petrecerile și cu absolut tot, adică nu cred că ne facem probleme în a organiza o petrecere, mai ales că zilnic cam asta vedem. Am avut evenimente atât vineri cât și sâmbătă, cât și duminică, deci ce mai strică un eveniment în plus luni, de început de săptămână. Adică petrecerile la noi cumva curg și atunci văzând atât de multe cazuri, atât de multe variante și diversificări, avem din ce să ne alegem și cam știi cum să punem problema și ceea ce ne dorim. Dar acum este evenimentul vostru, e mai special așa? Păi tocmai că va fi și special, dar și diferit. Cine cântă la nuntă? O să cânti și tu? Nu, eu nu. Eu nu cred că va fi, de fapt, nu că, nu știu, cred. Vreau și îmi doresc din tot sufletul să fie singurul eveniment din viața mea în care merg undeva și nu cânt. Chiar dacă este evenimentul meu sau evenimentul altcuiva, de obicei mi se întâmplă să fiu luată și de la masă, așa cu japca, ne fac și nouă piesă. Da, de data asta nu vreau să mă mai deranjeze nimeni să fac o piesă. Este nunta mea și vreau să se simtă toți bine și atunci o să vină colegi de suflet, colegi de cânte care vor participa, vor lua parte la nunta noastră. Are cine să cânte, adică nici n-aș mai avea eu timp să cânt, pentru că oricum sunt foarte mulți prieteni care au spus da din prima și cărora vreau să le mulțumesc. Și atunci, de ce ar mai trebui să mai cânt eu? Pe cine ți-ai dorit așa în mod special? Sau nu știu, uite, Mirele poate și-a dorit pe cineva în mod special să cânte la nuntă? Eu mi-am dorit pe Adrian Minune și o să fie. Că vin, da. Nu? Că știu că voi sunteți prieteni, da, și... Da, o să fie. Mai zi-mi așa un pic o surpriză. Mai ce surpriză să zic? Noi am gândit-o ca pe o petrecere, dar ce să zic? Va fi și Luis Gabriel, va fi și... vor fi și prietenele mele, Marcela Fota, Emilia Ghinescu, Ionuț Olănescu. Adică avem oameni care într-adevăr vin pentru noi și asta contează foarte mult. Și sunt oameni dragi, uite, DJ Stone, care îmi este prieten, la fel va fi acolo. Prietena mea, Cristina Sebastian, director la George Enescu, unde eu am lucrat, va veni cu un quartet frumos de copii care vor cânta la primirea invitațiilor. Adică va fi foarte drăguț. Locația, ai găsit loc? Știu că voi căutați o locație superbă, adică să fie ceva așa în aer liber, nu cu piscină. Da, într-adevăr, este în aer liber, este cea mai frumoasă locație ever din București, pentru că ne doream neapărat să fie în aer liber. Mirele, cum este? Cum, așa, înainte de nuntă, dacă ai emoții, n-ai emoții, costumul e pregătit? Momentan nu, sunt liniștit, dar când se apropie, cred că o să fiu mai stresat puțin. Dar acum n-am nicio emoție. Mai nou, la anunțile astea nu se mai fură mireasa, la voi cum o să fie? O să stai așa cu ochii pe ea? Nu, noi facem fără tradiții, decât petrecere, pe distracție și atât. Rochia ta, cum e? E gata? Aproape. Aproape, dar nu vreau să vă spun despre rochia mea, că toată lumea mă întreabă cum arată, dar nici n-aș putea să spun. Mă întreabă lumea, este sirenă? Da, este și sirenă. Este și genul ăla mai spre prințesă? Da, este și genul ăla. Adică nu știu ce să zic, cum este. E o rochie foarte frumoasă, o rochie în care eu să mă simt foarte bine, o rochie foarte ușoară, ceea ce mă va lăsa în seara anunții să mă distrez și să fac ce vreau. Cam câți invitați o să fie așa, per total? În jur de 250 maxim. Adică vrem să ne limităm numai mult. Da, cam atât. E tradițional, mai sofisticat? Nu. Nu, nu, nu. Cred că va fi mai mult înspre stilul italienesc. Adică toate preparatele sunt făcute acolo și pregătite într-un mod... Doamne, am fost la degustare, deci este ceva senzațional. Nu ne mai putem opri. Da, e cumva spre stilul acela italienesc și de asta ne-am și gândit cumva să fie un garden party cu toată lumea îmbrăcată alb, în alb. Nu știu ce aș putea să-ți mai spun, ce detalii. Cu luna de miere, ați stabilit-o, vreți să mergeți, merge și soțul în Dominicană, ți-e dor? Nu. Nu. Luna de miere cu siguranță va fi probabil în ianuarie, februarie. Undeva la
căldură. Undeva la căldură, atunci când este frig aici, că n-are sens să plecăm vara când vara și la noi este cald. Noi o să plecăm iarna când este frig aici și mergem la căldură. Dar ne-a plăcut foarte tare Zanzibarul ca și locație. Este o locație de vis. Este ceva ce mi se pare că... Nu știu, ne-am regăsit acolo, da. Și chiar... Vrem să ne întoarcem. Vrem să ne reîntoarcem și să stăm mai mult, adică data trecută am stat 2 săptămâni, cred că acum chiar va fi o lună de miere. O singură întrebare, cum a fost fără Maria acasă atâta timp? Foarte greu, chiar dacă a stat puțin, dar mi s-a părut foarte mult și, sincer, eu îmi doream să vină înapoi, nu să mai stea. Mai lasă plece la un reality show așa de parte? Nu.